de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. Înainte de a face trecerea spre invitații de astăzi, o singură precizare. Vă rog să fiți atenți, în ultima perioadă, niște persoane, nu știm cine, că băieții sunt din ăștia mai anonimi, așa, în general, în ceea ce fac, au reactivat articole vechi de prin ziare, le iau, le sponsorizează și le dau drumul în eter, ca să spun așa. Uitați-vă la data articolului, întotdeauna când primiți așa ceva, pentru că se pare că este ultima modă în materie de, hai să spunem, comunicare politică. Acestea fiind spuse, astăzi este luni, astăzi este PMP și, cum le place domnilor lor să spună, suntem cu o echipă de 10+, adică domnul Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț și candidat pentru funcția de primar, și domnul Bogdan Gavrilescu, viceprimar la Piatra Neamț și candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur! Eu sper ca după următorii 4 ani să le placă și cetățenilor să spună că trăiesc într-un oraș de 10+ și într-un județ de 10+. Să știți că cetățenilor le place întotdeauna să spună. Deci... Da, da, le place să spună în momentul în care au și o bază pe ce să spună și eu cred că sunt multe, vor fi multe motive pentru care să spună că trăiesc într-un județ de 10+. Bun, haideți să lăsăm de acum tatonările. Pentru că tot s-a discutat, am trecut, am depășit momentele de până acum și haideți să vedem ce ne propuneți de data aceasta. Eu nu știu de unde să începem, de la județ spre municipiu, de la municipiu spre județ. Eu aș propune să mergem de la municipiu spre județ, pentru că, în primul rând, municipiul Piatra Neamț, fiind municipiul reședință de județ, este obligatoriu să fie punctul, terminus al județului și punctul în care să dea nota județului. Și sunt multe, foarte multe lucruri care sunt începute și vrem în mandatul 2020-2024 să le finalizăm. Domnul Dragoș Chitic, atunci, haideți să pornim așa, de la politică și administrație. Noi ne-am obișnuit ca orgolele politice să fie întotdeauna pe primul plan. Că așa s-a întâmplat. Toată lumea are orgolii, toată lumea face, toată lumea drege. Haideți să vedem cum împăcăm orgoliu politic cu administrația și în felul acesta să împăcăm și cetățeanul. Da, din păcate, orgolile politice fac rău administrației și s-a demonstrat cu prisosință în ultimii 4 ani la Piatra Neamț, când în Consiliul Local proiecte importante au fost blocate, întârziate sau chiar oprite din a se realiza. Noi venim în fața oamenilor nu numai cu vom face, noi venim în fața oamenilor cu am făcut. Pentru că eu cu Bogdan suntem de 4 ani în echipa de conducere a primăriei Piatra Neamț. Eu am 6 ani, doi fiind aproape 2 de primar interimar. Sunt lucruri foarte multe care s-au făcut în această perioadă și chiar glumeam cu cineva într-o zi că mai apar atacuri și mă gândeam dacă să răspund sau nu. Cel mai probabil nu, pentru că avem atâtea lucruri de spus din acest mandat încât nu vrem să ne ocupăm timpul și spațiul cu răspunsuri la atacuri care sunt murdare sau care nu au nicio legătură cu realitatea. Am mai spus la dumneavoastră în emisiune și vreau să o repet. Sunt 3 elemente fundamentale ale acestui mandat de primar al meu la Piatra Neamț. Vorbim despre stabilitatea financiară și eliminarea riscurilor, reducerea datoriei enorme, 324 de milioane de lei la preluarea mandatului, 152 de milioane de lei acum,
În 2024 se va termina un credit, în 2025 se va termina complet al doilea. Practic, așa cum am mai spus, la momentul decembrie 2014, când am preluat mandatul de primar, datoria însemna aproape de două ori bugetul orașului Piatra Neamț. Astăzi mai înseamnă doar 67% din bugetul orașului și e o scădere continuă, pentru că scădem datoria și creștem bugetul anual. Un al doilea element fundamental este deschiderea primăriei față de cetățenii orașului și, credeți-mă, semnalele sunt extrem de pozitive. Am văzut și zilele acestea foarte multe comentarii în acest sens. De ce să alegem Dragoș Chitic? Pentru că ne-a ascultat pe fiecare, pentru că dialoghează cu fiecare dintre noi, pentru că reușim să comunicăm foarte bine, să înțelegem ce probleme au oamenii și să le rezolvăm. Am dezvoltat în această perioadă și sistemele moderne de comunicare, sistemele online, foarte bine primite de cetățeni. După cum vedem cu toții, mediul online se dezvoltă și chiar are o pondere astăzi mai mare decât forma clasică de comunicare sau de dialog cu cetățeni. Și un al treilea element fundamental este faptul că am construit o temelie solidă pentru o bună perspectivă de dezvoltare a orașului. 25 de proiecte europene, contracte semnate astăzi de finanțare, peste 52 de milioane de euro și nu ne oprim aici, veți mai vedea și zilele următoare că încă mai sunt proiecte care se vor semna pentru că sunt depuse și pentru că sunt lucrate bine. Pornind de la aceste trei elemente fundamentale, putem dezvolta oricât de mult dorim activitatea primăriei în această perioadă, dar nu o să o facem în această emisiune ca să ne ocupăm tot timpul. Dar eu spun că unul dintre elementele negative ale orașului în acești ani a fost o colaborare destul de rea, să zicem, cu instituția care conduce județul Neamț, Consiliul Județean, și faptul că pietrenii au avut de suferit pentru serviciile publice care sunt oferite de entități subordonate Consiliului Județean. Și sunt trimiterea directă este spre serviciile de apă. Apă și canalizare, transportul public de persoane, serviciile spitalicești. Sunt trei zone în care primăria Piatra Neamț nu poate interveni pentru că coordonarea sau acționariatul majoritar îl are Consiliul Județean și sunt elementele printre cele mai proaste ca servicii publice oferite pietrenilor de aceste entități. De asta am nevoie de domnul Bogdan Gavrilescu la Consiliul Județean, de asta îl susțin pentru președinția Consiliului Județean, pentru că pe lângă toate celelalte va fi și un partener pentru Piatra Neamț și pentru toate celelalte localități care au această problemă cu serviciile publice oferite de entitățile subordonate Consiliului Județean Neamț. Bun, și v-ați gândit la o soluție pentru ca aceste servicii să fie mai de calitate și mai accesibile? Eu vă spun că este foarte simplu. Și uitați-vă că noi, Primăria Piatra Neamț, chiar am întins de multe ori o mână și am venit în sprijinul rezolvării acestor probleme. Legat de transportul public de persoane. Sunt două proiecte pentru achiziția de autobuze electrice pe care le-am scris chiar noi în faza inițială, după care a fost modificat ghidul de finanțare și aplicantul principal putea să fie doar Consiliul Județean pentru că este proprietarul firmei de transport public. Deci, iată, Primăria Piatra Neamț a venit în sprijinul acestui segment de activitate foarte important pentru cetățeni și anume transportul public de persoane. Să nu uităm faptul că transportul public de persoane este gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ortrans, în care Primăria Piatra Neamț, din păcate, a rămas minoritară în acea asociație ca și vot politic, să zicem. Deciziile se iau de partea stângă a politicii în acea asociație. La fel, Spitalul Județean. Am venit de fiecare dată în sprijin, oferind locuințe pentru medici, ajutând în această perioadă de COVID, dar printr-o asociație non-profit, pentru că primăria nu poate să financeze instituția respectivă. Legat de serviciile de apă și canalizare, în primul rând, cred că trebuie eficientizată societatea Apa Serv. Nu este în regulă ce se întâmplă acolo, trebuie făcută o analiză profundă și eu vă spun, sunt și voci care au spus că mai degrabă o societate regională
ar putea să ofere servicii de apă și canalizare la o calitate superioară și la un preț mai bun, inclusiv pentru Piatra Neamț. Ar fi asta o soluție, după părerea dumneavoastră? Poate fi o soluție. Poate fi o variantă de luat în calcul. Important este să se dorească, să se stea la masa discuțiilor pentru a găsi împreună cea mai bună soluție la această problemă. Mingea la fileu. Mingea la fileu. Să mergem în continuare cu partea de apă. Este obligatoriu să se ducă la bun sfârșit proiectul pentru modernizarea magistralelor de apă și aducțiunilor de apă. Dacă nu reușim să eliminăm pierderile și nu reușim să asigurăm o continuitate a serviciului de apă, atunci nemulțumirile vor fi foarte, foarte mari. Dacă noi la Piatra Neamț avem probleme de apă, atunci ce mai discutăm de cei de la Bacău, ce mai discutăm de cei din Sud? Este păcat să nu fructificăm la maxim și să nu modernizăm rețelele de apă, canal, pentru că sunt bani alocați în poruri și este păcat să nu facem acești pași. Eu chiar în acești 4 ani m-am implicat, am avut discuții cu cei de la Consiliul Județean și le-am spus că sunt câteva scăpări care nu mi se par normale, adică sunt zone ale municipiului Piatra Neamț care nu sunt acoperite de rețele de apă și canal. Este obligatoriu ca în anul 2020 să reușim să ajungem cu utilitățile la toți cetățenii, nu numai din Piatra Neamț, din tot județul. Gândiți-vă că suntem într-un an dificil, în un an care a schimbat viața tuturor și este inacceptabil să vorbim de igienă și combaterea coronavirusului și să nu asigurăm apă, să nu asigurăm apă caldă în școli, să nu reușim să asigurăm utilitățile cetățenilor județului Neamț. Dacă noi nu reușim în cadrul municipiului Piatra Neamț, atunci ce pretenții mai au cetățenii din județ dacă ei văd că la Piatra Neamț nu ajungem într-un punct care să reprezinte anul 2020? Sunt bani care Guvernul României astăzi alocă pentru extinderile de rețele de gaze. Suntem partidul care am promovat întotdeauna și am spus, domnule, trebuie să ajungem cu gazele naturale la cetățeni, la toate UAT-urile, în toate zonele din județul Neamț. Vrem să protejăm natura, vrem să protejăm pădurile, dar care ar fi sursa de încălzire a cetățeanului, sursa de energie pentru UAT-urile respective. Dacă nu plecăm de jos, plecăm de la necesități, atunci degeaba mergem și facem ca o tichie vopsită frumos în exterior, iar în interior cu mari probleme. Discutăm despre o administrație a Consiliului Județean matematică, discutăm de o administrație corectă. Nu trebuie făcută o administrație a Consiliului Județean în funcție de culorile politice. Noi am spus-o și eu sunt unul dintre cei care spun de când am intrat în politică că clasa politică trebuie să învețe să așeze la masă, să aibă dialog. Dacă nu vom reuși să avem acest dialog între noi și pe constructiv pe proiectele viitoare,
nu vom reuși să facem pasul cel mai important, să redăm încrederea în clasa politică cetățeanului. Dacă nu redăm încrederea în clasa politică cetățeanului, atunci nu vom avea prezență la vot. Atunci cetățeanul nu se va implica. Noi propunem administrației în parteneriat cu cetățeanul, pentru că doar astfel găsim soluțiile cele mai bune. Nu venim cu proiecte care să nu vizeze viitorul județului și al municipiului Piatra Neamț. Uitați-vă că și în perioada 2020-2024, ca partid, Partidul Mișcarea Populară la nivelul României, la nivelul județului Neamț, am fost implicați, am căutat dialog în permanență cu toți factorii de decizie. Ne-am implicat necondiționat în toate proiectele. M-am implicat în proiectul care a fost și s-a discutat mult cu spitalul regional, cu spitalul de la Piatra Neamț. M-am implicat în acest proiect de apă, canal. Am căutat soluții să găsim surse de finanțare pentru extinderea rețelelor de gaz, gaze naturale. Nu putem să nu avem prioritar în vedere aceste necesități ale cetățeanului. Este obligatoriu ca proiectele începute să fie duse la bun sfârșit. Nu este normal ca un proiect început de o formațiune politică sau de o conducere a unui consiliu județean, a unei localități, în momentul în care se schimbă ceva, să nu fie dus la bun sfârșit un proiect. Gândiți-vă că orice proiect început și nefinalizat înseamnă risipă de bani public, înseamnă disconfort în viața cetățenilor județului Neamț. Da, vă rog. E prins în programul nostru pentru 2020-2024 un punct foarte important care înseamnă utilități până la ultima casă. Și aici mă refer la Piatra Neamț. Pentru extinderea rețelelor de gaz. Sunt trei zone în Piatra Neamț în acest moment care au nevoie de gaz metan. Vorbim despre Bâtca Doamnei, cartierul Văleni, respectiv cartierul Pietricica. Pentru toate aceste zone, noi începem deja să întocmim documentațiile necesare. Mi-aș dori foarte mult să l-am pe Bogdan la Consiliul Județean, să am o majoritate PMP în Consiliul Județean, pentru că pentru a extinde rețelele de apă și canalizare este nevoie de un parteneriat. Nu poate primăria financiar să suporte toate aceste cheltuieli, dar sunt proiecte europene și uitați-vă că tot vorbim de acel post mediu despre care nu se mai aude nimic. Știți că în 2012 a început acea celebră ceartă politică pe acei 170 de milioane de euro. Banii nici astăzi n-au fost măcar semnate contractele de finanțare și războiul s-a lăsat cu morți și răniți, din păcate, în acea perioadă. Este anormal ce se întâmplă. Noi am început scrierea proiectelor la care am semnat contractele de finanțare în acest an mult mai târziu, pentru că așa era calendarul pentru accesarea fondurilor europene și, deși am început mai târziu, le-am semnat deja contractele de finanțare la APASER, nici acum nu s-a semnat acel contract care putea să însemne 170 de milioane de euro investiții în modernizarea rețelelor de apă și canalizare în județul Neamț. Vă întreb o secundă, nu știu cine, a fost cineva într-o emisiune și a spus, dom'le, la APASER nici nu se mai poate semna contractul pentru etapa a doua de continuarea proiectului, știți, cu extinderea. Din câte știu, cred că ar mai fi o portiță ar mai fi și este obligatoriu să deschidem acea ușă și proiectul să intre pe un... Este incredibil. Iată un exemplu de ineficiență administrativă. De asta spun că e nevoie de o colaborare. Cum se procedează la gaz, de exemplu? Societatea furnizoare de gaz, în momentul în care noi solicităm extinderea rețelei într-o anumită zonă, face un studiu de fezabilitate, determină o valoare a investiției, își face un calcul de amortizare și vine și spune e nevoie de cofinanțare din partea primăriei Piatra Neamț, respectiv a cetățeanului, dacă este cazul.
Mi-aș fi dorit și la APA Serb să văd acest aspect. De fiecare Întrebare acum. Apropo de utilități, se poate face ceva pentru oamenii care nu au posibilitatea de financiară, de branșare? Deci, vedeți? Da, aici e o problemă pentru că branșamentul se referă strict de la limita proprietății în zona interioară a proprietății, adică pe proprietatea privată a persoanei respective. Probabil că se pot găsi soluții, trebuie tot un program reglementat de la nivel național ca să permită legislativ să poți interveni cu o cheltuială pe proprietatea omului. Dar asta vreau să spun. De fiecare dată când un cetățean se duce la APA Serb și solicită extinderea unei rețele pentru a avea apă și canalizare, îi se spune nu sunt fonduri, duceți-vă la primărie. Este anormal. Eu dacă aș fi directorul APA Serb, dacă aș fi în conducerea APA Serb, dacă aș fi președinte de Consiliul Județean, aș proceda cu totul altfel. Haideți să vedem cât înseamnă investiția respectivă, în cât timp ne-o putem memoriza ca să vedem cu ce sumă putem noi să venim, APA, SERP sau Consiliul Județean, și vine și primăria ca dumneavoastră o parte și atunci, printr-o finanțare comună, se poate realiza o solicitare firească la urma urmei a unor oameni care vor un element vital, apă și canalizare la locuința în care trăiesc. Și la gaz metan, apropo de ce spuneți. Da. Deci sunt lucruri normale. Cel puțin ar trebui să fie lucruri normale. Necesități sunt deci astea. Este, nu știu, discutăm despre lucrurile astea. Exact cum spunem noi cu apa caldă în școli. Discutăm într-un an cu pandemie, cu o mare problemă și începem școala și la nivel național nu este o problemă la Piatra Neamț, este o problemă națională să trimiți copiii la școală și să nu aibă posibilitatea să utilizeze apa caldă și să pună în școli. Dacă noi nu avem grijă de minimul, că discutăm aici de un strict necesar, de nu avem grijă de copiii noștri, atunci despre ce discutăm? Discutăm de viziuni viitoare pentru ce? Pentru haideți să punem o temelie ca oameni, haideți să punem bazele acestui județ și bazele acestui județ, mă refer la utilități, iar după aceea, cu siguranță, vin proiecte care să dezvolte județul. Discutăm aici de autostrada Iași-Târgu Mureș. Este o necesitate, este vital pentru județul Neamț și pentru Moldova să avem o conexiune spre vestul Europei. Vedem că discrepanța între zone în România, nu ne mai uităm în afara granițelor țării, ne uităm în România și vedem că discrepanța este mare. Este dureros ca Moldova și județul Neamț să piardă teren pe fiecare an care trece. Dezvoltarea din cauza infrastructurii, dezvoltarea vestului țării este foarte rapidă și atunci decalajul între aceste zone va fi din ce în ce mai mare, un decalaj pe care va fi foarte greu să-l mai recuperăm și nu vrem acest lucru. Avem nevoie de politicieni, avem nevoie de oameni dedicați trup și suflet pentru județul nostru, pentru orașele noastre. Deci oameni care să simtă să vină dintre oameni și să facă tot ce le stă în putință pentru a anihila acest decalaj între vestul și țării și Moldova. Sunt condiții esențiale. În momentul în care toate forțele politice, toți oamenii implicați în administrațiile locale vor reuși să se așeze la masă, să găsească, să facă o prioritizare ca oamenii a proiectelor și a investițiilor viitoare, cu siguranță toate aceste soluții vor veni de la sine pentru orice problemă. Dar atâta timp cât apar blocaje în Consiliul Județean, în Consiliile Locale, nu vom pierde timp. Vom pierde timp care înseamnă timp din dezvoltarea județului Neamț. Uitați-vă la acest
proiect de ecologizare, de colectarea deșeurilor. Uitați-vă, ne tărăgănăm de 2 ani de zile pentru și nu reușim să intrăm într-o normalitate. Ajungem în anul 2021 și o să vedeți că va fi din ce în ce mai greu să recuperăm, să îndeplinim condițiile impuse de comunitatea europeană. Piatra Neamțul, în perioada 2016-2020, a reușit să își pună la punct cât de cât acest proiect de colectare selectivă. Mai sunt lucruri de făcut, dar au început, oamenii văd și văd că mergem pe o traiectorie bună. Piatra Neamțul selectează și depozitează pe groapă mai puțin de 50% din gunoiul colectat de pe raza municipiului reședință de județ. Uitați-vă că la Consiliul Județean se depozitează aproape în totalitate. Groapa de la Girov a ajuns la un grad de umplere în 2 ani de zile, un an jumătate, mai mare decât are groapa de la Piatra Neamț, o groapă care noi am lungit termenul de viață cu aproape 4 ani de zile. Deci sunt lucruri obligatorii pe care trebuie să le facem. Nu putem discuta aici fiecare primar de OAT, fiecare consiliu local. Trebuie să aibă o predictibilitate pe banii care îi vor primi, pe banii care pot să-i utilizeze în dezvoltarea fiecărui OAT. Cum putem face, cum pot primarii face această predictibilitate în condițiile în care în perioada anterioară, nu spun 2016-2020 sau după Revoluție încoace, în care un oraș, un municipiu reședință de județ să primească mai puțin bani decât o comună. Cum ajuți acele OAT-uri? Cum ajuți nu acele OAT-uri? Nu trebuie să ajuți primarul, viceprimarul, trebuie să ajuți cetățenii acelor orașe. Dacă nu îi consideri, îi pui pe un același palier pe toți cetățenii județului, n-ai să poți niciodată. Ei trebuie să înțeleagă că intrăm într-o normalitate și acea normalitate trebuie să vină cât mai repede. Și în momentul respectiv va veni și reculul de la populație și politica, oamenii din politică și din administrație vor găsi încrederea în cetățean. Da, ascultându-vă, făceam legătura între ce ați spus dumneavoastră apropo de transportul în comun și ce spunea domnul Gavrilescu, și mi-aduc aminte că noi suntem orașul care aveam o linie de troleu, nu? Și acum am înțeles că nu mai avem. Ați fost consultați la vremea aceea în privința dispariției acestui mijloc de transport în comun? Nu. Și eu nici acum nu reușesc să înțeleg care a fost logica unei asemenea mișcări, chiar dacă aduce autobuze electrice. Eu nu reușesc, dar poate... Promovăm. Au fost oameni care și-au pus întrebarea. Exact ca dumneavoastră și noi ne-am pus întrebarea. Și mulți își pun întrebarea. Promovăm în anul 2020 transportul ecologic. Noi avem un transport ecologic și renunțăm la el. De ce? Haideți să vă spun eu cum au stat lucrurile. Chiar vă rog, v-am și provocat. La început, când s-a discutat despre actualul exercițiu financiar al Uniunii Europene 2014-2020, primăria era entitatea care putea să fie aplicantul principal pentru proiectul prin modernizarea transportului public. După care era o guvernare roșie la momentul respectiv, vă spun foarte sincer că n-aș spune s-a intervenit, dar s-a solicitat ca aplicantul principal să poată fi în situațiile acestea speciale în care este proprietarul firmei de transport, Consiliul Județean. Așa au stat lucrurile la momentul respectiv. Și a obținut această modificare a ghidului de finanțare. Ce a urmat după aceea?
A urmat un studiu comandat de Consiliul Județean, noi n-am fost implicați, nici consultați pentru acel studiu, din care trebuia să rezulte care este soluția optimă pentru transport ecologic la Piatra Neamț. Se pare, de fapt nu se pare, e o certitudine, că acel studiu a arătat că autobuzele electrice sunt soluția. Nu știm cine a făcut studiul, nu știm cât a costat, nu știm exact ce scrie acolo. De asta s-a ajuns din partea Consiliului Județean la această variantă de autobuze electrice, după care am văzut și eu această operațiune care se desfășoară chiar acum, în zilele acestea, de demontare a rețelei de troleibuz. Eu insist asupra acestui fapt. Pentru pietreni și mai ales pentru pietrenii care mă susțin și sunt foarte mulți, am nevoie de un partener la Consiliul Județean. De asta îl susțin pe domnul Bogdan Gavrilescu, pentru că am lucrat 4 ani în primărie cu dumnealui și știu că poate fi un partener corect pentru pietreni. Repet, câteva servicii esențiale care sunt oferite aici în Piatra Neamț de către instituția Consiliului Județean. Serviciile de apă și canalizare, serviciile de transport public, serviciile spitalicești, inclusiv serviciul de colectare a deșeurilor, pentru că suntem singura zonă care cuprinde și municipiul Piatra Neamț, pentru care ADI Eco Neamț nu a reușit să finalizeze licitația. Nu mai intrăm în comentarii ce a fost acolo și cum a apărut o firmă care avea sediu într-un apartament. Acum se reia toată această procedură de licitație. Deci uitați-vă cât de importantă este buna colaborare dintre primării în general, în speță primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean. A spus Bogdan mai devreme legat de fonduri. Primăria Piatra Neamț a fost instituția care a primit poate cei mai puțini bani în acest mandat 2016-2020 de la Consiliul Județean. Sunt comune care au primit mai mulți bani de la Consiliul Județean, deși, la urma urmei, acei bani sunt încasați din taxele și impozitele plătite de cetățeni și ar fi trebuit să se întoarcă aici la cetățenii care le-au plătit. Cam așa stau lucrurile în acest moment, noi n-am venit să ne plângem, pentru că sunt soluții. Deci sunt soluții la toate problemele. Sunt soluții de finanțare, sunt soluții de rezolvare a problemelor. Important este să existe acest parteneriat între Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț. Bun, eu revin, e un fel de stuțul cămilă la Piatra Neamț cu transportul, deci beneficiarii sunt două orașe în România. Deci, beneficiarii sunt locuitorii municipiului, scrie proiectul Consiliul Județean și de ocupat, de pus în practică, se ocupă o societate care este a Consiliului Județean, dar care n-a fost, ca să spun așa, niciodată în grații foarte mult. Din motive care acum nu mai au rostul în această emisiune să le discutăm. Deci lucrurile acestea sunt câteodată uitate. Aceste struțocămile care există. Nu mai vorbim că aici intervine și ADI, cum se cheamă? Urtransul. Undeva între toate aceste instituții și acolo totul depinde de votul membrilor în ADI Urtrans, care sunt reprezentanții UAT-urilor care țin cont de multe ori de culoarea cu care intră în luptă. De aceea lucrurile astea ar trebui să dispară și să existe o colaborare în folosul cetățeanului, pentru că aici se uită cetățeanul, pe nimeni nu interesează până la urmă cine semnează. Interesează concret ce se întâmplă. Bun, sunt o mulțime de întrebări care vin pentru dumneavoastră. De exemplu, domnule primar, ce probleme sociale se confruntă Piatra Neamț și domnule candidat la președinția Consiliului Județean, ce probleme sociale se confruntă Neamțul? Eu aș zice că sunt mingi la fileu ridicate într-o asemenea emisiune, pentru că de aici trebuie să plecăm. Zona socială, facem proiecte, de dracu de a face proiecte. Zona socială e o componentă importantă a administrației publice pietrene și să știți că avem una dintre direcțiile de asistență socială
cele mai bune din țară. Și asta nu o spun eu, o spun cei care au analizat și au apreciat activitatea Direcției Asistență Socială de la Piatra Neamț. Mai mult decât atât, uitați-vă că venim cu proiecte europene în zona socială și astăzi vă vom prezenta un proiect, pentru că suntem într-o perioadă în care urmează să se redeschidă creșele și atunci venim cu o alternativă, un proiect european prin care facem un fel de creșă, să-i spunem, dar dedicată unor anumite tipuri de copii care provin din anumite tipuri de familii. Vom dezvolta astăzi chiar pentru un comunicat acest subiect. Okay. Dar e foarte important. Totuși, Piatra Neamț, la acest aspect, să știți că nu stă foarte rău. Eu mă uit și la numărul de beneficiari de ajutoare sociale. Tot timpul se aruncă pe piață, scoateți asistații sociali la muncă. Să știți că la Piatra Neamț mai sunt aproximativ 200 față de câteva mii care sunt în, sau câteva sute bune spre 1000 care sunt în unele comune. La Piatra Neamț mai sunt doar 200 de asistați sociali, dintre care aproape jumătate nu pot să presteze munci, pentru că ori au depășit vârsta, ori au probleme grave de sănătate care nu le permit să muncească. Deci, iar la capitolul centre sociale, iarăși Piatra Neamț stă foarte bine, cu un cămin de bătrâni, cu un centru de zi pentru copii, cu un centru permanent pentru cei proveniți din zona socială instituționalizată și alte servicii sociale pe care le oferim. Cred, și aici e mare nevoie de colaborare cu Consiliul Județean Neamț, pentru că sunt instituții din subordinea Consiliului Județean Neamț care dictează pentru primăria Piatra Neamț, în sensul acelor certificate care se dau de handicap și care nu țin de noi, dar noi trebuie să plătim sumele de bani pe care legea le prevede. Și iarăși aici e de discutat foarte mult pe acest subiect și sunt convins că Bogdan, odată ajuns președinte al Consiliului Județean, va fi un partener și pe zona socială pentru municipiul Piatra Neamț. Da, în general lumea se ferește de discuții pe această zonă, pentru că e o zonă sensibilă și în momente de cum sunt acum, pe care le trăim acum, nu știi unde vor merge lucrurile, nu știi unde se va interveni. Da, să mergem mai departe, o altă întrebare. În privința aspectului localităților, deci, la ce vă gândiți pentru Piatra Neamț, sunteți întrebat dumneavoastră, așa, dacă veți face o colaborare cu niște oameni care să se gândească la culori mai vii în oraș, ceva de genul acesta este întrebarea domnului Mircea Albu. Și o altă întrebare despre, toată lumea întreabă asta, ce se întâmplă cu deschiderea anului școlar, ce veți face? Acum sunteți întrebat direct în calitate de primar și vă veți confrunta cu aceste lucruri dacă veți fi reales. Da, legat de aspectul orașului, să știți că sunt regulamente de urbanism aprobate în Consiliul Local care reglementează anumite culori care pot fi folosite pe clădiri. Îl aștept pe domnul Mircea Albu să ne întâlnim și să discutăm. Acel regulament poate fi schimbat și introdus în Consiliul Local și atunci va fi o dezbatere publică pe acest subiect. El este un de fotografie, dacă e Mircea Albu, pe care îl cunosc, da, eu. Și probabil că un prim pas s-a făcut prin aprobarea PUG-ului, s-a făcut un prim pas. Un subiect drag. Un subiect. Da. Chiar e toată, chiar în 2016, când a venit, unii zâmbeau la afirmațiile despre PUG. Deci un prim pas s-a făcut. Nu zic că este un plan urbanistic general perfect, dar se poate îmbunătăți, dar este extraordinar de util pentru investitorii din municipiul Piatra Neamț. Iar tot la fel, dacă vreți, la județ să spun că o necesitate, cadastrele localităților trebuie finalizate și este o prioritate a Consiliului, trebuie să fie o prioritate a Consiliului Județean. Pentru că în momentul în care
terminăm cu aceste cadastre sistematice, cu siguranță se vor închide multe dintre discuțiile la nivelul UAT-urilor, la nivelul municipiului Piatra Neamț. Haideți să știm, să facem un inventar clar al județului Neamț și după aceea să putem vedea exact care sunt pașii pentru dezvoltare. Odată cu aceste cadastre... De la școală. Da, știi care e camâna ca la școală. Da. Odată cu aceste cu acest inventar, cu aceste cadastre, cu siguranță putem discuta și de configurările, dezvoltările viitoare, pentru că discutăm aici de infrastructura viitoare. Înainte de a interveni domnul Chitic, vreau să spun că întrebarea adevărată este de ce până acum nu s-au realizat aceste lucruri? Care erau interesele? Suntem partidul care nu aruncăm cu noroi niciodată. Nu, Da, eu vreau să nu evit întrebarea despre școală, de asta am și ridicat două degete, nu că am vrut să-l opresc pe Bogdan. Bogdan spunea foarte bine ceea ce spune, dar ca să înțelegeți că nu evit răspunsul despre școală, pentru că este o prioritate pentru mine ca primar și pentru noi ca administrație publică locală în această perioadă. Mai sunt 3 săptămâni și se vor deschide, teoretic, școlile. Eu sper să se deschidă în condiții de maximă siguranță pentru ele. Să știți că suntem în contact permanent, atât cu directorii unităților școlare, cât și cu Inspectoratul Școlar General. Noi am cerut și am primit un răspuns legat de finanțările necesare pentru a implementa condițiile de siguranță pentru elevi. Este o situație deja făcută și în ședința de Consiliu Local de săptămâna aceasta vom aloca o sumă de bani consistentă pentru a pune în practică atât măsuri pentru prevenirea copiilor, dar și măsuri pentru a putea să funcționeze în sistem online. Din păcate, nu este foarte clar la nivel național ce se dorește. Ce se întâmplă. Da. Uitați-vă că se întârzie foarte mult, chiar și acele seturi de reguli sunt în dezbatere, nu sunt într-o variantă finală, dar eu sper ca până pe 14 septembrie, cel puțin școlile din Piatra Neamț, pentru că, vă spun, la Piatra Neamț, eu vă garantez că nu vor exista probleme. Mie nu de Piatra Neamț mi-e frică, mie mi-e frică de comune, în principal, și de cum se vor desfășura cursurile acolo. La Piatra Neamț, investițiile constante care s-au făcut an de an în școli, buna colaborare instituțională dintre primărie și unitățile de învățământ vor face ca să avem condiții optime pentru desfășurarea cursurilor. Mi-e frică de navete. Deci naveta copiilor, din punctul meu de vedere, acolo va fi o mare problemă. Copiii navetiști care vin cu mijloace de transport în comun, nu întotdeauna extrem de bine dotate pentru... Deci discutăm tot de transport până la urmă. Ajungem la... Da. Este un punct sensibil. Nu, Bălănescu, aici cred că specialiștii în sănătate, în principal, ar trebui să analizeze cu mare atenție subiectul și să se pronunțe, iar noi, cei care nu suntem specialiști în sănătate, să aplicăm recomandările sau măsurile care se dau. Am văzut ieri chiar o știre în Germania, odată cu redeschiderea cursurilor a crescut enorm numărul de îmbolnăviri și poate că... Au 41 de focare constatate în câteva zile. Da. Deci e un risc major, va trebui o analiză profundă făcută astfel încât să nu greșim doar de dragul de a deschide școala. Haideți să vedem cea mai bună variantă împreună cu specialiștii din sănătate pentru ca să nu afectăm sănătatea copiilor și a cadrelor didactice. O curiozitate. Ați fost întrebat de cineva în perioada asta, domnul primar, aveți soluții alternative în Piatra Neamț pentru secții de votare în afara școlilor? Pentru că e și asta o problemă. Începe școala pe 14 și pe 27 avem votul. Eu cred că vor trebui câteva zile pentru pregătit circuite pentru vote. Ele au în multe locuri, secțiile de votare sunt în școli. Liceul de chimie, fostul liceu de chimie, școala 5, liceul forestier, ce mi-aduc eu în aminte așa, rapid. Deci, sunt soluții alternative sau se vor face tot în școli?
Nu, deocamdată se vor face în locațiile cunoscute, pentru că nouă ni s-a solicitat și am comunicat lista cu secțiile de votare încă din primăvară. La momentul respectiv nici nu se știa când vor fi alegerile, nici nu se știa cum va arăta problema pandemiei în luna septembrie. Evident că suntem deschiși să venim cu soluții alternative dacă se pune această problemă. Dar, din păcate, și aici văd păreri. Unii ies pe la televizor și spun că ar trebui în două zile, alții spun că ar trebui într-o zi. Mai e o lună, mai sunt 5 săptămâni până la alegeri. Păi când să mai modifici? În timpul jocului să modifici regula jocului? Nu se poate. Mie mi se par foarte multe necunoscute și toate țin de niște decizii care trebuie luate până la urmă. Dom'le, ne asumăm o chestie. Vedeți că atât în privința deschiderii școlilor, cât și în privința alegerilor, decizia nu este aici pe plan local. Decizia este la nivel național și toți trebuie să ne conformăm la deciziile care sunt luate acolo. Noi le așteptăm cu mare interes, dar sper să mai existe și timpul necesar să punem în practică ceea ce se decide acolo, pentru că îți trebuie și un timp să o faci, îți trebuie resurse financiare ca să pui în practică toate aceste elemente. Dar să sperăm că va fi bine și îi asigur pe Pietren de interesul maxim al primăriei Piatra Neamț pentru ca elevii să desfășoare cursurile în siguranță. Întrebare pentru echipă. Cum văd invitația o asociere între Publiserv și Drupo pentru a licita investiții de profil la nivelul județului? Interesant. Nu văd nicio problemă. Deci orice soluție Drupul care... este a Consiliului Județean, Publiserv a primăriei. Da, de ce nu? Pentru, bine, asta ar însemna obligatoriu o infuzie de capital și dotare. Sunt soluții, nu, dar la toate aceste propuneri trebuie să ne așezăm la masă, discutăm și să găsim soluțiile cele mai bune. Mă gândeam la ceea ce ați discutat cu anul școlar. Eu cred că foarte, foarte important este o decizie la unison, la nivel național, ca cum vor funcționa. Pentru că în momentul acesta eu văd utilă sau viabilă acea variantă cu două săptămâni jumătate din elevii în clasă, două săptămâni online. Dar gândiți-vă că dacă nu se ia această decizie într-un timp foarte scurt, UAT-urile vor fi în situația în care să nu poată ajuta unitățile de învățământ cu infrastructura. Și discutăm aici de internet, discutăm de dotări, tablete și alte dispozitive pentru a funcționa în parametrii normali. Deci trebuie discutat și găsite soluțiile cele mai bune. Cred că această variantă, nu sunt doctor, nu mă pricep, dar cred că inginerește, cred că este o variantă bună, pentru că acolo decongestionăm traficul, transportul, decongestionăm aglomerația din școli, discutăm de zone în care s-ar crea o aglomerare mare de oameni, discutăm o eliberare și eliminarea riscului de contaminare. Da, curg întrebările, unele dintre ele sunt venite pe filiere deja cunoscute, dar sunt și întrebări care chiar necesită lămurite și cred că nu aveți nimic împotrivă. Nu. Întreabă oamenii așa, care au fost piedicile pentru care echipa pe care o vedem noi acum n-a putut funcționa, adică n-a putut să-și ducă până la final tot ceea ce și-au propus. În afară de lipsa banilor, au fost și alte piedici? Principal, nu, stați puțin, că aici vreau să dezvoltăm acest subiect. Practic, noi am venit de pe echipe diferite, am avut un program alături de echipa mea pentru 2016-2020. Deci, foarte bine, deci lucrurile astea trebuie precizate. Lumea întreabă de ce o echipă de 10 plus, de ce până acum echipa s-a format pe parcurs, mai ales după un an de zile, după cum ne amintim cu toții.
Deci au fost două proiecte diferite. Bine, ele se intersectau în anumite puncte, pentru că vorbeam despre același oraș, Piatra Neamț. Eu vreau să fac un raport de activitate al primăriei Piatra Neamț, așa cum obișnuiesc la finalul fiecărui an, am să fac un raport de activitate pentru cei 4 ani, pentru că vreau să arăt public realizările care au fost în acest mandat și să știți că sunt foarte multe. Este adevărat că din programul Piatra Neamț 2020, lansat în anul 2016, sunt elemente care nu s-au putut realiza din considerente financiare sau din considerente de blocaj în Consiliul Local, dar sunt și elemente în plus care s-au adăugat acelui program și, per ansamblu, eu zic că linia care o tragem acum este destul de bună. Funcționăm ca o echipă, funcționăm în coeziune și, practic, avem un proiect comun în acest moment. Pe lângă realizările acestui mandat, noi venim în fața pietrenilor să le spunem ce vom face în perioada următoare și aici venim cu lucruri concrete. Nu venim cu lucruri fantasmagorice care nu o să poată fi realizate niciodată în Piatra Neamț. De ce? Pentru că fiecare municipiu reședință de județ trebuie să aibă o strategie de dezvoltare aprobată în Consiliul Local. Nu poate fi finanțat un proiect dacă nu este prins în strategia de dezvoltare a orașului. Proiectele cuprinse în strategia de dezvoltare țin cont de prevederile ghidurilor de finanțare și ale recomandărilor venite la Uniunea Europeană. Deci este foarte important, domnul Bolănescu, insist pe acest subiect. Văd contracandidați care aruncă pe piață tot felul de proiecte care le trec lor noaptea prin cap. Nu poți să le faci. Odată, pentru că bugetul local nu-ți permite ca valoare să finanțezi aceste proiecte și a doua oară nu poți să atragi fonduri pentru că nu sunt organisme finanțatoare care să se finanțeze astfel de proiecte. De asta venim în fața pietrenilor cu un program foarte clar și îl vom prezenta public elementele considerate investiții majore pentru municipiul Piatra Neamț în următorii ani și cu sursele de finanțare pentru fiecare proiect în parte. Asta cu sursele de finanțare mă interesează cel mai mult. În principal europene, pe exercițiu financiar 2021-2027, dar sunt și guvernamentale. Da. Continuăm cu întrebări sau mai discutăm? Cum doriți. Deci, da, e interesant să răspundem la, să răspundem, da, la ce își doresc oamenii. Sau cinematograful Cozna. Da, proiect de finanțare, proiect european semnat ca și finanțare. E în procedură de licitație, e în licitație pentru proiectare și execuție. Cel mai devreme, sau cel mai probabil, în primăvara anului următor vor începe lucrările în oraș. Ce ne puteți spune despre echipa de fotbal și strategia dezvoltării a fotbalului Pietrean? Aici e o altă discuție. Știți foarte bine, la un anumit moment, eu am ieșit și am spus punct și de la capăt. Nu se mai putea continua cu ce era acolo și ați văzut ce probleme sunt. A fost o inițiativă venită din zona privată și așa mi se pare corect. O echipă de fotbal trebuie să fie o inițiativă din zona privată cu sprijinul publicului și nu invers. A fost o inițiativă din zona privată pe care am agreat-o, a pornit de jos, de la Liga a 5-a, a ajuns acum în Liga a 3-a și eu sper că în perioada următoare să crească până spre Liga 1, dar aici sunt principale elemente financiare care vor trebui rezolvate. Spuneți-mi, că acum stadionul care mai este? Stadionul este proprietatea primăriei, noi permitem echipei locale de fotbal să joace meciurile acolo și aici este o problemă pentru că este un ONG de privat și legislația ne obligă să încasăm niște bani pentru timpul pentru care exploatează stadionul. Încercăm să găsim cele mai bune soluții. De ce v-am întrebat? Pentru că am aflat de undeva, dar nu am siguranța, că în zona stadionului există proiecte de deschidere undeva pe jos, pe sub tribune, pe undeva, unor baruri, restaurante, dacă... Nu, exclus. Nu există. Nu există. Nici măcar solicitări de certificate de urbanism pentru așa ceva. Nu. Ce au mai venit acolo? Au venit solicitări pentru activități legate cu sport. Am înțeles. Eu îmi doresc tare să mai avem sâmbetele și duminicile ocupate cu activități sportive, măcar la un nivel mediu. Și vreau să vă mai spun ceva. Ar trebui să nu uităm și de celelalte sporturi. Eu sunt foarte ancorat în altele. Chiar, bine ați spus, cel mai galonat sport al județului Neamț și al orașului Piatra Neamț este handbalul. Deci
mi-aș dori din tot sufletul să ajungem la performanța să avem 4 echipe în toate sporturile. Deci promiteți că dacă ajungeți acolo la județ va fi o deschidere spre sport? Cu siguranță da. Că așa cum am fost și au găsit deschidere în ultimii 4 ani, cu siguranță vor găsi și acolo. Pentru că e păcat să nu să ajutăm sportul, dar și acest sport, după cum vedeți, ajutorul principal este din privat. Dar Consiliul Județean, UAT-urile pot ajuta într-o măsură mică, mare, va rămâne de stabilit, dar trebuie ajutat și copiii trebuie îndrumați spre sport. Gândiți-vă că Mișcarea Populară, Partidul Mișcarea Populară din 2016 are câteva proiecte care tocmai pe această direcție merge. Deschiderea curților, școlilor. Este un lucru care ar trebui să se întâmple firesc. Ați văzut? Ar trebui să se întâmple firesc. Alea sunt locuri în care copiii și-au găsit ceva de făcut. Mai ales că vedem că sunt sesizări pe raza întregului oraș de stau copiii, nu se joacă, îi zgomot, nu mai au unde. În locurile de joacă nu, că e scandal. Pe bănci în fața blocurilor nu, că e scandal. Haideți să găsim, să le dăm și acestora posibilitatea de mișcare. La fel promovăm și discutăm aici de zone în care să promovăm activitatea în aer liber. Discutăm la Piatra Neamț și trebuie discutat și la nivelul județului Neamț de zone pietonale, zone de promenadă, zone în care activitățile sportive să fie la ele acasă. Uitați-vă zona Parcului Central, centrul orașului Piatra Neamț. Uitați-vă ce activitate și câtă solicitare este pe acea zonă. Deci, oamenii au dat dovadă că au nevoie în centrul municipiului Piatra Neamț de un parc, în adevăratul sens al cuvântului. De aceea promovăm și iar vorbim despre un proiect al nostru de suflet, extinderea Parcului Central cu 4.000 de metri pătrați și crearea de o zonă de parc adevărat în municipiul Piatra Neamț. Discutăm aici de zone pietonale. Muntele Cozla trebuie pus în valoare, trebuie să oferim oamenilor variante de mișcare în aer liber. Domnul primar, o ultimă întrebare, mai avem fix 2 minute jumătate. O întrebare venită acum. E vorba de acele obiective preluate de către primărie, cum e strandul, baia comunală, sala polivalentă, stadionul. 5 obiective sunt. Stadionul. Da. Cum le simțiți ca administrație, ca să spunem așa, directă? E mult mai bine. E mult mai bine și pietrenii simt lucrul acesta. Uitați-vă la strandul municipal, mult mai bine întreținut, investiții făcute din zona publică acolo și mult mai atractiv și arată mult mai bine asta și vom continua pe aceeași linie pentru că sunt necesare investiții în permanență. Este vorba despre baia comunală, la fel, redeschisă, redată publicului, cu excepția perioadei de COVID în care au fost restricții, foarte bine primită de pietreni și este vorba de stadion, de sala polivalentă și de pârtia de schi atunci când mai avem și zăpadă, iarnă și temperaturi negative. Bun, pe final, domnul Dragoșitic, de ce Bogdan Gavrilescu? Este cel mai potrivit președinte de Consiliul Județean și pentru pietreni va fi președintele care va schimba lucrurile în privința serviciilor publice oferite de instituțiile județene în Piatra Neamț, cele pe care le-am menționat. Bogdan Gavrilescu, de ce Dragoșitic? Pentru că este omul care poate duce la bun sfârșit proiectele începute și proiectele gândite pentru perioada următoare. Doar o echipă poate schimba viitorul acestui județ și acestui oraș.
Da, așteptăm ziua alegerilor ca să putem da nota, să vedem dacă e cu plus sau minus. Vă doresc succes și dumneavoastră. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. După emisiune, în reluare, o emisiune de duminică pentru cei care vor, de sâmbătă, mă scuzați, pentru cei care vor să urmărească. Vă mulțumesc tare mult, cele bune! O zi bună!